De ce preferați piața în locul unui supermarket? Mai proaspete. La... mai aproape. Mai aproape, mai proaspete, mai convenabil, mai ne îmbăcăm, mai lăsăm din preț. Mai negociem, mai treci pe acolo, vei și vei ca moșul pe acolo. Ce dar vrei? Sunt produsele mai proaspete la piață? Da, da, dar să-și cunoaștem pe acolo la market, ce vrei să faci. Mai ieftin. Să mai ieftin în piață? În piață, da. Negociem cu sârbi, cu... Și produsele? Proaspete, mai proaspete și mai bune. Dar la diversitate cum e piața? La diversitatea produselor? Nu ne convine, e bună. O întrebare vă adresăm, v-am văzut cu bagajele în mână. V-am văzut că veniți de la piață. De ce preferați piața supermarketului? Nu, piața în general, nu supermarket. De ce piața și nu supermarketul? E mai în drumul meu. La piață m-am bănuiesc că și negociați cu piețarii. Da, da, da. Nu, nu, nici supermarket, producem acasă. Și în piață sunt produsele mai bune, mai ieftine, cum sunt? În piață, da. Fiind și țărani și asta luăm produsele mai ieftine. Dar noi nu cumpărăm pentru că suntem de la țară și avem posibilitate să ne punem tot ce ne trebuie. A, eu sunt de la țară și la țară nu găsim chiar orice așa. Mai venit de-a mai luat. Adică unii merg, cei mai comozi merg la supermarket, la magazinele astea foarte, foarte mari. De ce în piață și nu acolo? Că nu sunt bani. De ce preferați piața supermarketului? Piața centrală, găsesc de toate. Contează și faptul că puteți negocia cu vânzătorii? Cu tarabagii? Nu prea acest lucru. Dar sunt produsele mai proaspete decât în supermarket? Da, desigur, să văd. Sunt mai negociabile față de supermarketuri și calitatea e mai bună și mai de la țară, de la mamei, cum să zice, față de supermarketuri, care multe e importată, vă cum știți și de astră, la fel. De ce preferați să mergeți în piață și nu la supermarket? Pentru că merg pe jos, de micro 14, vin pe jos, îmi iau de un leu, doi, un leu, două legături de ceapă, de un leu, două legături de salată, doi morcovi, pentru gospodării, câte puțin, câte din toate, câte puțin,